Bun găsit tuturor la o nouă întâlnire cu cartea, la o nouă întâlnire cu cartea de istorie și nu numai. O să vedeți că este mult mai mult decât atât. Vorbim despre un volum extrem de interesant, mai ales în vremurile pe care le trăim aici, și anume o carte acum publicată la Publisol. Este vorba de Căderea Franței, invazia nazistă din 1940 și cu încă un adagiu, și anume cum se face, cum s-a făcut lumea modernă. O carte a istoricului Julian Jackson, un reputat istoric britanic specializat în istoria Franței, profesor universitar, predă istorie la mai multe universități din Marea Britanie, a predat. Alături de mine, domnul Adrian Cioroianu, de asemenea profesor, istoric și autor de carte și autor al acestei prefațe a cărții Căderea Franței. Mulțumesc foarte mult, domnule Cioroianu. Iată că avem o carte care vorbește nu numai despre trecut, dar are implicații până în ziua de astăzi, pentru că definește, să spun, descrie comportamentul Franței reieșit în urma acestei catastrofe naționale, acestei traume extraordinare care a însemnat prăbușirea Franței în numai 6 săptămâni în 1940 în fața ofensivei germane. O Franță de la care întreaga lume liberă din Europa aștepta să reziste și să câștige, pentru că avea o armată considerată formidabilă. Iată că prăbușirea Franței a avut consecințe dramatice pentru întreg continentul. Germania a ocupat Europa. Știm ce s-a întâmplat pe parcursul războiului, dar iată că din această traumă a ieșit o nouă Franță condusă de generalul de Gaulle și lumea s-a construit într-un alt fel cu americanii pe continentul european. Realități pe care le trăim în ziua de astăzi, când ne confruntăm iarăși cu un război în Europa. Iată că trecutul nu ne lasă niciodată în pace și avem în continuare de cunoscut ceea ce s-a întâmplat în trecut, de înțeles și de încercat să înțelegem mai multe despre ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. A scris prefața acestei cărți o incursiune în istoria Franței și a relațiilor dintre Franța și Germania în secolul al XIX-lea și în secolul al XX-lea. Cum vi s-a părut abordarea pe care o are Julian Jackson? Este un istoric englez care se ocupă de istoria Franței și nu numai. Exact. Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și celor care ne privesc și ne vor privi. Trebuie să încep prima la vă spune că este de datoria mea să salut în egală măsură și editura. Pentru că și dumneavoastră mă veți înțelege, domnule Ion Meioniță, ca redactor șef al revistei Historia, e de datoria noastră ca istorici, ca iubitori de istorie, să aplaudăm orice editură tânără care are curajul să pună pe piața românească și carte de istorie. Se vinde bine cartea de istorie, dar, mă rog, în general, la noi cartea nu se vinde extraordinar, în principal din cauza difuzării în opinia. Da, este motivul pentru care susținem și noi suntem, prezentăm exact cărțile de istorie, indiferent despre ce epocă exact vorbesc, dar credem că este important. Cartea de istorie, un capitol foarte important, mai ales pe piața de carte europeană, anglosaxonă, americană și așa mai britanică, și la noi ar trebui să fie privită mai, cu mai multă atenție, zic eu, de cititorii noștri, pentru că este fascinant. Exact. Și dincolo de aprecierea editurii, o să revenim și la traducere, pentru că și traducătorul trebuie felicitat de fiecare dată, este calitatea scriiturii. Adică și britanicii, și francezii, germanii, noi cunoaștem mai puțin sau mai puțin traducem pe piața noastră din autorii germani, dar anglosaxonii și francezii scriu, chiar la nivel de profesori universitari, au o scriitură
cuceritoare pentru aproape toate categoriile de public și nu e foarte, nu e ușor deloc să abordez o astfel de temă, care în opinia mea tema cărții Căderea Franței, evident că poate fi atacată cu mai multe chei de lectură. În primul rând, acest război din 1940, începutul începutul celui de-al doilea război mondial vine exact cum sugerați, într-adevăr am scris în prefață, vine în continuarea unei întregi istorii anterioare dintre Prusia, ulterior Germania și Franța. Adică acolo, pe continentul nostru, s-a produs un transfer de putere care avea să producă acest rezultat. De fapt, dumneavoastră începeți istoria cu Napoleon. De la Napoleon, exact. Adică la Napoleon, în culmea gloriei de secol XVIII, început de secol XVIII, iertați-mă, de secol XIX francez, sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX, în perioada napoleoniană, încă Germania nu anunța problemele pe care le va pune și le va pune după 1870. Apoi urmează primul război mondial în care Germania are impresia că i s-a înfipt un cuțit în spate, pentru că trupele germane la sfârșitul primului război mondial erau în afara granițelor. Nici o armată străină n-a intrat pe teritoriul Germaniei și totuși Germania a fost înfrântă. Să ne aducem aminte că trupele lor erau inclusiv la București, adică ei s-au retras din România. La 1 decembrie trupele lui Mackensen se îndreptau spre Alba Iulia, spre Ungaria, treceau pe lângă cei care veneau la Marea Demonstrație, de la Marea Adunare de la Alba Iulia. Exact, da. Adunarea Națională de la Alba Iulia. Ori pe fondul acestei pofte de revanșe se produce anul 1940 și aici intervine o altă cheie de lectură, maniera în care Căderea Franței a influențat istoria noastră contemporană. Până astăzi, începând cu destinul a doi regi, mă refer la Carol al II-lea, care a trebuit să abdice, mă refer la România Mare, care s-a prăbușit ca un castel de cărți, de joc. În momentul în care Franța a căzut, România Mare a intrat și ea în zodia pierzaniei, pentru că imediat, pe de o parte, în est, Rusia, practic Uniunea Sovietică, la câteva zile ne-a dat acel ultimatum. La câteva zile după căderea Franței ne-a dat ultimatumul privind Basarabia. Băi da, invazia germană începe în 10 mai, în 6 săptămâni, Franța capitulează, exact. Imediat URSS adresează ultimatumul din noaptea de 26 iunie. Iar după ce au început sovieticii, evident că trebuia să ne așteptăm și dinspre vest, din Ungaria, ceea ce s-a întâmplat în cursul verii și ulterior, august-septembrie, Bulgaria în sud. Reglarea acelei porțiuni din Dobrogea de Sud, cum se spune la noi, cadrilaterul. A fost o catastrofă și pentru România, căderea Franței, da? Și pentru întregul continent absolut, european. Absolut. Din acest punct de vedere, Julian Jackson ne pune într-un context admirabil, adică înțelegem cum s-a produs acest, vă dați seama, pentru generația bunicilor noștri, pentru unii mai tineri, poate pentru studenții mei, străbunicilor, vara aceea anului 1940, cum spune Mihail Sebastian, apropo, în cuceritorul lui jurnal, Mihail Sebastian, intelectual român din perioada interbelică, român de etnie evreiască, dar un intelectual român prin excelență, el spune în ziua căderii Franței, asculta posturi de radio străine, Monte Carlo, și spune, a căzut Parisul, îmi vine să plâng. Într-un fel presimțea că căderea Franței n-are cum să anunțe ceva bun pentru Europa și n-avea cum să anunțe ceva bun pentru România și asta ne-a pecetluit soarta. Repet, România Mare a căzut odată cu Franța într-un fel. Ori, cum să spun, și poate că o altă cheie de lectură, apropo, este maniera în care povestea se termină. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Franța se reinventează, renaște într-un fel din umilință și din umilire, renaște prin rezistență. Sigur, o rezistență, astăzi toți istoricii francezi sunt de acord, rezistența franceză a fost admirabilă, dar poate nu la cotele legendare romantizate despre care vorbesc filmele sau romanele. Au existat și colaboratori destui
cu Germania, așa se pare că mai mulți decât membrii ai rezistenței. Da, este inevitabil. Și guvernul Vichy, evident. Exact, sigur, destinul totuși, destinul trist până la urmă al conducătorului regimului de la Vichy, un înalt ofițer care la sfârșitul primului război mondial era extraordinar de bine, de stimat în Franța și în Europa și care a avut acest destin, trist, de a fi cel care a fost pus în situația de a conlucra și a colabora cu Hitler. Și de a colabora cu Hitler, evident. Ori, citindu-l pe Julian Jackson, ne devine clar într-un fel de ce acest lucru s-a întâmplat, a fost posibil din punct de vedere tehnic. Adică impresia noastră, dar nu numai a noastră, a românilor, nu numai a lui Carol al II-lea, care, apropo, și Carol al II-lea, în memoriile lui, Franța era puterea supremă și era într-un fel partenerul nostru strategic. Chiar dacă, din nefericire pentru noi, mereu Franța a fost din punct de vedere geografic departe, chiar dacă din punct de vedere politic sau, să zicem așa, din punct de vedere subiectiv, Franța a fost aproape, dar din punct de vedere geografic a fost departe. Și dar românii, că vorbeați despre, ați făcut paralela cu ce s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, românii au fost întotdeauna atașați de Franța, de ideile politice franceze atunci, și așa s-a construit statul român modern, cultura franceză, evident, limba franceză, care au devenit parte a construcției statale moderne a românilor. Și evident, numai că era partenerul și garantul de securitate a României Mari după Versailles, pentru că Franța construise Versailles împreună, bineînțeles, cu aliații, cu Marea Britanie, Statele Unite, dar care s-au retras ulterior. Dar evident că prăbușirea Franței a fost și prăbușirea României și ceea ce spune Mihail Sebastian este, sunt relatări că în București oamenii plângeau pe stradă în iunie 1940, înțelegând ce se va întâmpla. Totuși, o catastrofă de asemenea amploare a fost și șocantă pentru că nimeni nu se aștepta la așa ceva. Și nu este vorba aici, cred că Julian Jackson o spune extraordinar de bine, nu este vorba mai de o greșeală militară. Spui, domne, am niște generali incompetenți sau, mă rog, rămași în paradigma primului război mondial și explicăm totul. Ca și la România Mare, România Mare a avut și cauze interne legate de performanța regimului, de administrație, de înțelegerea cum să construiască această Românie Mare dobândită în făcută, realizată în urma primului război mondial. Au fost și cauze, probabil, și Julian Jackson face analiza militară, socială, economică, politică a Franței, în care arată că Republica Franceză avea probleme mari în interior și nu numai incompetența sau lipsa de adecvare a unor conducători militari a dus la această catastrofă. Ați subliniat foarte bine și vă dau un exemplu concret din cartea lui Julian Jackson. El spune la un moment dat că, paradoxal, armata Franței, care din multe puncte de vedere era superioară armatei germane, nu mă refer la moral, moralul a fost prost în armata franceză și putem reveni, dar erau categorii de armament în care Franța stătea mai bine, inclusiv modelele de tancuri din acel moment franțuzești erau mai bune, erau peste ce aveau germanii la începutul războiului. Problema e îmbătrânirea elementelor de decizie din armată. Înalții ofițeri erau ofițeri care se încununaseră cu gloria primului război mondial. Dar toți erau de peste 75 de ani, 80 de ani. În orice caz, de peste 60 de ani fuseseră tineri în primul război mondial, pe când în Germania ofițerii erau întineriți, ofițerii primului război mondial cam pierduseră partida și încet încet se ridicase o nouă elită militară, mult mai tânără, adică o diferență de vârstă de cel puțin 20 de ani în anumite paliere ale deciziei. Ori asta mi-aduce aminte exact de ce s-a întâmplat în România în primul război mondial, când de fapt o bună parte dintre ofițerii noștri se așteptau ca războiul să evolueze
oarecum în maniera lui 1877. Adică gândirea noastră strategică era pe la asediul redutelor din Imperiul Otoman de la 1877, din nordul Bulgariei de astăzi. Și asta s-a transformat într-o catastrofă pentru noi. Cum în Franța s-a transformat într-o catastrofă, nu că n-ar fi avut ei tancuri bune, dar erau, dar nu știau prost, ce să facă cu ele. Exact, erau prost folosite și au venit tancurile germane și i-au năucit, a venit aviația germană și i-a năucit. Exemplu contrar fiind mai tânărul ofițer de Gaulle, care spunea în anii 30, înainte de război, spunea: domne, uite așa și așa, ar trebui, tancul este arma a viitorului, ar trebui să ne reorientăm tactica și strategia. Gândiți-vă la ce tip de război se pregătise Franța. Și pe urmele Franței ne pregătisem și noi un război de poziție cu linia Maginot. Linia Maginot care să-i apere pe francezi de germani. Aiurea, nici n-a fost nevoie de linia Maginot, pentru că germanii au luat-o pe deasupra, au trecut prin Belgia și au căzut în nordul Franței, i-au atacat dinspre nord, au venit la Paris foarte ușor. Cum la noi, Carol al II-lea, nu exista, știți foarte bine, acea propagandă a liniei de foc la granița de vest, niște fantasme. Nici o brazdă de pământ nu va fi neapărată și așa, exact, mai, totul exact. Propagandă. Propagandă și iluzorii linii defensive într-un război care evolua cu viteza fulgerului și în care aviația avea să joace un rol important, tancurile un rol important, dispunerea unităților de infanterie în sprijinul tancurilor, adică exact ceea ce a făcut, eu știu, Rommel, Guderian în Germania, și asta, explică Julian Jackson, a dus la deruta, pentru că înainte de a fi înfrângerea, a fost deruta. Primul capitol este exponențial din acest punct de vedere, primul capitol al cărții, până să se ajungă la înfrângere propriu-zis. A fost deruta crescândă a elitei militare și politice franceze. Gândiți-vă că Churchill se uita și nu-i venea să creadă. Churchill crezuse și el în supremația armatei franceze. Da, el declara în anii 30, când vede armata Franței, își dă seama ce forță este pentru cumințirea Germaniei și așa mai departe, deși până și Vicleanu și experimentatul Churchill a avut și el o mică surpriză și aproape că nu i-a venit să creadă, dar oricum a fost printre primii care au înțeles de fapt că Franța va cădea și în fine rămâne acel gest până la urmă explicat bine în carte, dar per ansamblu rămâne în lumea istoricilor militari această întrebare: dom'le, de ce totuși Hitler le-a dat posibilitatea britanicilor să se retragă la Dunkirk? Știm astăzi că, sau bănuim că el spera ca, făcând acest gest oarecum de bunăvoință, obligându-i să iasă din Franța, dându-le posibilitatea să se retragă, poate că încerca, el încă mai spera într-o viitoare negociere cu Imperiul Britanic, într-un fel de împărțire a lumii între Germania și Imperiul Britanic. Asta știm și din alte cărți, biografia ale lui Ribbentrop și așa mai departe. Hitler a sperat mult timp că se va... El a și propus o pace Imperiului Absolut. Britanic, după Sigur. Căderea Franței. Dar aici apare, iată, un lucru extraordinar, încercând să ne explicăm și să înțelegem istoria. Churchill vine la Paris în acest dezastru și încearcă să le spună francezilor că în catastrofa asta totuși nu este nimic nu este totul pierdut. Lupta poate continua. Franța era un imperiu uriaș, avea resurse, putea să continue lupta de oriunde, din nordul Africii, de exemplu. Avea flota extraordinară, neatinsă, avea aviația care supraviețuise, să spunem, cei care încă mai puteau să zboare, deci o forță considerabilă care putea să continue lupta. Și aici nu găsește, practic, în elita franceză, nu găsește oameni capabili să înțeleagă asta. Toți erau hotărâți să capituleze și resping. Până la urmă, Marea Britanie merge cu propunerea alcătuirei unui fel de stat confederat între Franța și Anglia, în care Anglia să susțină efortul de război francez, indiferent de unde ar fi continuat acesta, din coloniile franceze. Și acest lucru este
este refuzat și politicienii se repet să semneze armistițiu. E o diferență de mentalitate aici. Churchill rămâne singurul care rezistă și schimbă soarta războiului. Franța o ia pe această cale și sigur că trăiește această umilință din care se va renaște după aceea, de pe coordonate total schimbate. Pentru că golismul, dacă ne referim, e până în ziua de azi, până la Emmanuel Macron, dacă vedem chiar că discutăm în acest context chiar propunerile pe care le tot face Emmanuel Macron pentru Europa de reformare, de schimbare, de autonomie strategică, cum spune, de armată europeană, toate vin din moștenirea golistă. Da, bună idee. Într-adevăr, pe 16 mai mă uitam aici autorul în cronologie. Exact așa începe și cartea exact, cu această... Da, în cronologia evenimentelor pe 16 mai 1940 vine de Churchill, vine în Franța. Surprizele pe care le are, în fine, toată debandada care a urmat și care trebuie să acceptăm că, din păcate, nici politica franceză n-a fost la înălțime în acel moment. Mă refer la elita politică. Exact. Mai înainte vorbeam de elita militară, care era total defazată, dar nici elita politică n-a fost la mare nivel. Și asta explică exact ce spuneați, explică reformarea profundă a Franței de după război. Și este un detaliu pe care aș vrea să-l spun prietenilor noștri care ne vor privi. În ultimele luni ale războiului, dacă nu mă înșel, în decembrie 1944, de Gaulle, întors, bineînțeles, era deja întors în Franța, la Paris, conducea cât de cât, dar a ținut să facă o vizită în Uniunea Sovietică, să aibă o întâlnire cu Stalin, pentru că se pregătea sfârșitul războiului. Suntem în decembrie 1944, armata sovietică se apropia de Berlin, de Germania și de Berlin. Problema lui de Gaulle era ca Stalin să admită noile granițe ale Franței. De Gaulle și-a dat seama că Stalin, cu viclenia lui și cu pragmatismul lui, ar putea juca dublu, într-un fel, pentru că devenea protectorul unei jumătăți de Europa, adică era limpede pentru nivelul la care înaintase armata sovietică. Era limpede că nu putea să se retragă după doar cu laurii victoriei, să se retragă în granițele din 1940. Și atunci de Gaulle face această vizită în decembrie 1944, ajunge în fine la Stalin, a fost o călătorie foarte lungă prin Iran, Iranul de astăzi, din sudul URSS-ului. Și în fine a ajuns, a avut o discuție nu foarte ușoară cu Stalin, pentru că Stalin i-a pus o condiție să recunoască nouul guvern al Poloniei. Și strâns cu ușa, ce înseamnă guvernul Poloniei? În acel moment... Guvernul comunist Poloniei. Exact. În Polonia. Polonia avusese un guvern în exil, care era anticomunist, sprijinit de Marea Britanie și de occidentali în genere, care era guvernul polonez legitim, legitim plecat sigur. Din Polonia în urma invaziei germane, stabilit la Londra. Absolut, era guvernul legitim, avuseseră relații bune cu luptau trupele Churchill. Poloneze. Asta vreau să spun, exact. În Royal Air Force, în Royal Air Force-ul britanic, luptau piloți polonezi și ei luptau pentru țara lor și pentru Marea Britanie. De fapt, rolul lor a fost esențial în bătălia Angliei. Absolut. Cele mai mari pierderi au fost produse de celebra escadrilă poloneză. Absolut. Care așa, a luptat și extraordinar. Sigur, și Churchill nu s-a grăbit să recunoască guvernul comunist al Poloniei, guvern care a venit în spatele Armatei Roșii. Adică când Armata Roșie a intrat în Polonia, a avut, cum vedem și astăzi, mă rog, nu vreau să fac neapărat comparații cu ce se întâmplă, dar tactica e aceea și pe tancurile sovietice au venit și lideri politici comuniști, ori de Gaulle a fost pus în situația... Suntem de acord cu granițele pe care le vrei tu, i-a spus Stalin, dar fă un gest de bunăvoință și recunoaște guvernul comunist al Poloniei. Și Franța a făcut-o. Este un lucru pe care de Gaulle și-l va reproșa
și are legătură cu vizita pe care l-a făcut-o înainte de a veni la București. A făcut o vizită în Polonia, dacă nu mă înșel, în noua Polonie. Suntem deja în 66-67, cred că a făcut vizita în Polonia, cu puțin înaintea celei din România. Și, într-un fel, toți biografii lui de Gaulle spun că a fost un lucru pe care el a regretat, nu că, mă rog, nu putea el schimba destinul Poloniei, dar că a fost primul lider occidental care a cedat și a recunoscut guvernul comunist al Poloniei. Repet, n-ar fi schimbat. Culmea este că el și de Gaulle a avut același destin. El a trebuit să fugă la Londra în 1940, după căderea Franței. Deci a fost alături de guvernul polonez în aceea situație. Exact. Bazându-se pe englez ca să-i susțină și trăind această umilință că Franța a căzut. Dar iată că ulterior, revenind în Franța, sigur a trebuit să refacă politica franceză, să construiască a cincea republică în vigoare și astăzi. Sigur, cu o schimbare de Constituție, cu Franța... Acordarea puterilor prezidențiale, sigur. Pentru că Franța a fost o republică parlamentară, până de Gaulle a schimbat-o în sfârșitul anilor 50. Franța de după război e cu totul altă Franță decât cea dinainte de război și cartea lui Julian Jackson, din punctul ăsta de vedere, e foarte lămuritoare. Mi-au plăcut o serie de capitole pe care sunt convins că le-ați remarcat, istoricii și războiul. E un capitol despre un mare istoric al școlii de la Anal. Ne vorbeau nouă profesorii, profesorul Lucian Boia ne vorbea când eram studenți, Marc Bloch, un istoric esențial pentru Franța a primei jumătăți a secolului trecut și în genere istoricii și mișcarea de rezistență, istoricii și războiul, surpriza lor, dezamăgirea lor, deziluzia multora dintre ei, care își considerau țara totuși ca fiind o mare putere europeană și această mare putere a fost îngenunchiată în 6 săptămâni. Germania a pus condițiile, inițial a ocupat o zonă de nord a Franței, a lăsat sudul Franței într-o stare de limbo, așa, dar evident că pe urmă a încălcat-o și a ocupat-o în întregime. Și pe harta Parisului de astăzi, încă sunt vizibile, să știți că sunt vizibile locurile memoriei acelei ocupații germane. Gândiți-vă că în clădirea Senatului Franței de astăzi stătea conducerea germană a Franței, iar în celebru hotel Meurice de pe Rue de Rivoli era sediul comandamentului german. Armata germană avea sediu acolo și mi-aduc aminte acum câțiva ani, sigur că uite, dacă vreodată o să o luăm legătura cu Julian Jackson, o să-i sugerez acest detaliu. Acum câțiva ani, ambasada, recent acum, în 2017 sau 2018, ambasada Germaniei la Paris a dat o recepție. Uneori o dădea prin primării din diverse arondismente și într-un an a dat o recepție la Hotel Meurice, pentru că are o sală de bal excepțională, acest hotel, și recepția s-a desfășurat acolo și au fost oameni care au ridicat din sprâncene, adică bună recepție. Ce simbolic. Da. Simbolistic are. Da, evident că bun, să zicem că... N-avea niciun fel, dar uite, vorbim, noi prezentăm această carte foarte bună, chiar în ziua în care, mă rog, președintele Emmanuel Macron face prima lui vizită din al doilea mandat, a mers la Strasbourg și evident, fiind la Strasbourg, Germania. A mers puțin și în Germania să se întâlnească cu cancelarul de acolo. Și în care face noi propuneri pentru arhitectura europeană. Da, da. Exact, în spiritul în care Franța s-a reorganizat după înfrângerea din 1940 și după eliberare, pentru că de Gaulle a lăsat această moștenire și amprenta sa, personalității sale uriașe pentru Franța. Într-adevăr, această idee că Franța trebuie să fie independentă, că trebuie să fie un lider european, că este o putere și să nu depindă de alții, ceea ce în ziua de azi este mai puțin fezabil, pentru că, într-adevăr, marea putere democratică și politică este
a Statelor Unite, care au garantat, au garantat libertatea, pentru că fără planul Marshall, spune Julian Jackson în carte, planul Marshall și toate celelalte au produs acea prosperitate, acele trei decenii de creștere uluitoare și de renaștere a Europei din ruinele celui de-al doilea război mondial. Exact, și în continuare a ceea ce spuneți este o altă idee pe care Julian Jackson o sugerează, aceea că, în definitiv, cele mai surprinzătoare momente sau evenimente din istorie au totuși o explicație și, de regulă, explicația adevărată este și cea mai simplă dintre ele. Putem elabora foarte mult la nivel de ipoteze, dar cauzele unui fenomen, una la mână, că fiecare fenomen are mai multe cauze, și el vorbește despre căderea Franței ca efect, dar în spatele acestui efect sunt o serie de cauze numeroase și cred că asta e o lecție, că în definitiv orice carte pe care o citim trebuie să tragem, dincolo de povestea în sine, trebuie să tragem și un fel de morală sau un fel de lecție. Și în continuare a ceea ce spuneți, vedeți cât de paradoxal este, pentru generația bunicilor noștri era aproape natural ca Franța și Germania să fie în conflict, și asta am încercat să arăt în prefață, că avea o lungă istorie de războaie în spate, pe când pentru generația studenților de astăzi sau ai cititorilor mai tineri ai revistei dumneavoastră Historia, pare bizar, adică nici nu se mai pune problema ca Franța și Germania să nu construiască împreună Europa de mâine și noi să fim și noi, bineînțeles, părtași la acest proces în care admitem totuși că Franța și Germania, politic Franța și Germania, economic Germania și Franța, joacă un rol esențial. Deci vedeți, la nivelul a plus minus, să zicem, 100 de ani, poate chiar mai puțin de 100 de ani, o schimbare fundamentală de paradigmă între cele două țări. Și această schimbare de paradigmă care a adus progres și a adus pace în continentul, pe continentul european, se datorează Uniunii Europene. Și pentru că exact. Facem această înregistrare chiar în luna mai, în apropierea Zilei Europei, după exact. Ziua Europei, trebuie să o spunem, Franța și Germania, cele două puteri care s-au aflat în conflicte sângeroase, au generat două războaie mondiale și iată acum au reușit să facă un parteneriat extraordinar după al doilea război mondial, să construiască o nouă Europa în această idee nouă, în cadrul acestei idei noi a Uniunii Europene, creată de un german, de un francez german, dacă vorbim de Robert Schuman, Jean Monnet, da, de oameni care au avut această viziune. Și pentru că vorbeam de Julian Jackson și de lecția acestei cărți extraordinare, precizez că prefața a văzut-o și a acceptat-o Julian Jackson, a fost plăcut impresionat de apariția în limba română și de comentariile pe care le-ați făcut în prefață, de aceea cartea are un plus pentru cititorul român și o recomandăm. De asemenea, cred că putem trage concluzia că o țară, sigur că poate cunoaște momente dramatice, momente înălțătoare, dar cred că diferența o face hotărârea claselor politice, dar și a oamenilor obișnuiți de a lupta pentru valorile lor, ceea ce astăzi se cheamă reziliență. Atunci cred că francezii nu au fost hotărâți să lupte pentru, dar abia după aceea s-au trezit și, bineînțeles, istoria a luat cursul pe care l-a luat. Dar în 1940, dacă aveau această determinare pe care englezii au avut-o, s-ar fi scris probabil altfel istoria, dar sigur, nu facem dacă, istorie cu dacă, dar putem să o gândim, că nu ne împiedică nimeni să facem exerciții intelectuale. Exact. Totdeauna istoria contrafactuală e un joc interesant. Într-adevăr, mă asociez ideii concluziei dumneavoastră. Vreau doar să mai amintesc, așa cum promiteam, traducerea din limba engleză, care e foarte bună și foarte clară, Mina Decu. Mina Decu este semnatara traducerii. Și, în fine, cred că concluzia, cum spuneați,
este aceea că, evident, victoriile ne descriu bine, victoriile arată, spun multe despre cum este un popor sau altul, un stat sau altul, dar în egală măsură și înfrângerile spun multe despre noi. Ori noi știm acest lucru și din istoria noastră. Nici noi n-am avut numai victorii. Am avut și momente bune, am avut și momente mai puțin bune. Înfrângerile vorbesc în egală măsură despre un stat, despre cum suntem. Și asta s-a văzut și în cazul Franței. Din acest moment, din acest motiv, iunie 1940, încă pentru unii este o traumă, dar în egală măsură este și explicația schimbării care avea să vină, cum spuneam, după al doilea război mondial, cu Charles de Gaulle, dar și cu prima generație a Uniunii Europene, a Comunității Europene la început. Toate acestea au legătură cu iunie 1940, căderea Franței, invazia nazistă în Franța și cartea lui Julian Jackson este o foarte bună, cum să spun, deschidere a acestui capitol de istorie europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Ciureanu. A fost o plăcere. De asemenea, o plăcere să cunoaștem astfel de cărți de istorie. Sunt întotdeauna extraordinare. Mulțumesc foarte mult, toate cele bune și plăcuri.